Și domnilor, vă invit să rămâneți alături de mine pentru că în continuare veți vedea și reprezentanții din acest an a melodiilor pe care au venit și le-au adus aici la pachetă, interpreții sau interpretele sau trupele care își doresc să ajungă la Torino în luna mai. Cei care își doresc să reprezinte Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2022. Pentru a afla mai multe detalii despre procesul de înscriere, pentru a afla dacă au fost anumite încălcări sau toată lumea a fost acceptată pentru că toată lumea a ținut cont de acel regulament, în această dimineață îl salutăm pe Vitalia Cojocaru, membru a echipei organizatorice a Eurovision Song Contest 2022 în Republica Moldova. Bună dimineața! Bună dimineața, Ioan! Mulțumesc pentru invitație. Ești foarte matinal. Mulțumesc mult! Uite, dacă vorbim despre Eurovision, la moment avem 29 de cereri de participare eligibile după criteriu de naționalitate. Însemnând că din cele 51 de cereri de participare aplicate în termenul regulamentar în cele mai mult de o lună, peste 35 de zile, cred, doar 29 au fost aplicate de către artiștii din Republica Moldova. În cele ce urmează, în câteva zile, de fapt, cei din Comitetul de Organizare se vor întâlni pentru a vedea dacă acești 29 de artiști sau trupe sunt eligibili și după alte criterii, cum ar fi originalitatea piesei sau dacă piesa a fost sau nu publicată mai devreme de 1 septembrie, conținutul piesei, textul piesei, după care regulamentare în data de 29 ne întrunim într-o audiție live, tradițională deja pentru selecția națională, pentru că artiștii sau interpreții care vin cu o piesă în Eurovision, în primul și în primul rând, trebuie să dea dovadă că o pot interpreta live. Din această cauză, prima etapă de selecție sau prima etapă intermediară este cea de interpretare live a piesei, la care nu se solicită prea multe, de fapt. Nu avem nevoie de un show, nu avem nevoie de un back vocal, avem nevoie doar de artistul principal sau de membrii trupei care interpretează live piesa pentru a vedea dacă acești artiști sunt capabili să o interpreteze și pe o scenă sau într-un show televizat. Domnule Cojocaru, îndemn și pe cei de acasă să intre pe site-ul eurovision.md, acolo unde pot să vadă și artiștii și melodiile acestora. Foarte curând și noi vom trece în revistă o parte dintre ei. Ați menționat 51 de persoane care au trimis dosarele, 29 care au fost eligibili în fază inițială, ceilalți 22 erau de peste hotare sau de ce nu au fost acceptați pentru următoarea fază? Da, din păcate ceilalți, așa cum în acest an majoritatea aplicărilor au fost făcute online pe eurovision.md, cum ai spus foarte corect. Am avut multe cereri de participare care au fost aplicate de către cetățenii altor state sau au fost depistate chiar și câteva fake-uri care au fost omise. Este important să știm că la moment cele 29 de cereri de participare sunt reale, sunt artiști vii care dețin cetățenia Republicii Moldova, sunt artiști din estrada autohtonă, să zic așa, și într-adevăr toate creațiile acestor 29 de artiști pot fi vizualizate, pot fi audiate pe eurovision.md, unde de curând au fost expuse aceste 29 de melodii. Nume mari, nume de rezonanță. Se anunță un Eurovision destul de intrigant și destul de dificil pentru acești artiști, pentru că sunt, repet, nume mari din spațiul muzical dintre Nistru și Prut. Este și Eurovisionul mereu ne prezintă surprize, știi? Pentru că am văzut și nume grele din estrada internațională care au fost prezente în Eurovision, etapa internațională, care nu au reușit prea bine. Și am văzut și nume care au apărut peste noapte și au câștigat Eurovision. Deci Måneskin, drept exemplu. Este plin de surprize până în prezent. La fel, cred, și etapa națională care poate naște
tinere talente care ar putea să aducă rezultate bune de la Eurovision. Și vreau să vă întreb și de audițiile live ce vor avea loc în data de 29 ianuarie, pentru că sunt sigur că comitetul de organizare discută în aceste momente. Suntem într-o perioadă pandemică destul de complicată, s-au luat anumite decizii, ce restricții vor fi impuse, dacă se va face cu formă fizică, dacă există potențial, acum făcând referire că nu știm ce va fi zilele viitoare în context pandemic, dacă s-ar putea să fie și online. Cel puțin... Perioada de etapa de audiție live ne propunem să o facem, să o organizăm în sediul televiziunii, în unul din studiourile televiziunii, pentru că totuși este un lucru important pentru a vedea dacă acești artiști se pot prezenta live, pot interpreta această piesă. Evident, sunt luate toate măsurile de precauție, vor fi restricții la persoanele de însoțire, deci vom încerca să aducem doar persoanele care sunt strict necesare pentru prezentarea piesei, fără prea mulți producători sau back vocaliști. Anume din această cauză nu am impus condiția de participare a baletului. Deci numărul de vizitatori, numărul de artiști, inclusiv numărul personalului de servire, numărul colegilor noștri, va fi redus la minim pentru a evita o aglomerație de persoane într-un singur studio. Uite, ce privește etapele ulterioare, deja urmează să vedem, pentru că în contextul creșterii îmbolnăvirilor s-ar putea să ne reducem doar la această etapă, dar să vedem, pentru că este o decizie comună cu alți membri ai Comitetului Organizatoric și cu administrația Teleradio Moldova. Domnule Cojocar, vă mulțumim mult că ați fost alături de noi în această dimineață. Vă dorim o zi cât mai frumoasă și sunt sigur că ne reauzim și zilele viitoare cu alte detalii. Îți mulțumesc mult! O zi cât mai frumoasă să aveți, iar pe dumneavoastră vă invit să intrăm pe site-ul eurovision.md. Este foarte simplu să faceți acest lucru. Intrați aici și vedeți lista de participanți, cei care vor merge la audițiile live. În câteva secunde și dumneavoastră veți avea posibilitatea să vedeți imaginea cu artiștii care vor avea posibilitatea să urce în scenă și să lupte pentru acel fotoliu, acel loc care îi trimite la Torino și inclusiv îi trimite la faza internațională. După ce intrăm aici, este lista tuturor participanților, 29 la număr. Mai mult decât atât, aveți posibilitatea să ascultați și melodiile. Eu am să dau puțin mai tare. Probabil auziți undeva pe fundală melodia pe care deja am plasat-o pentru a fi difuzată în această dimineață. Zdob și Zdob și frații Advakov, participanți în acest an, iar Zdob și Zdob s-ar putea să meargă pentru a treia oară la Eurovision Song Contest. Ar fi o premieră, apropo, pentru noi. Vedem aici Mihaela Andrei, Marcela Scripcaru, Ana Cernicova și mulți, mulți alții care vor participa și care vor încerca să ne convingă pe parcursul următoarelor luni că ei merită să meargă la faza internațională. Este foarte important pentru noi să cunoaștem care sunt melodiile, pentru că atunci când vom avea parte de finală, să știm pe cine să votăm. Pentru că sunt foarte mulți favoriți, fiecare are propriul favorit. Sigur că lucrul ăsta se întâmplă de fiecare dată. Unei persoane poate să-i placă o melodie, celelalte persoane poate să-i placă alte melodii. Bine, am să dau așa random, pur și simplu play la o altă melodie. Dar este important, ca să revin la gândul anterior, că atunci când vom avea parte de finală, să cunoaștem toate melodiile. E la fel ca și la alegeri. Trebuie să știi toate programele care există și să alegi cu ce rezonezi tu cel mai bine. La fel și cu melodiile. Cu ce rezonezi tu cel mai bine. Toată lumea are șansa pentru a câștiga și toată lumea își dorește să ne reprezinte țara la Eurovision. Dacă noi